Salutare tuturor, Don Elvis aici, suntem la Dubai, aici este privelistea și toate alea. Cel mai plătit consultant de online marketing din România, cu 1500 de euro pe oră de plată, de consultanță. În videoclipul ăsta vedem dacă cunoașteți maimuțele. Este ceva weird, este ceva deosebit. Aici la Dubai este foarte cald. Dar în videoclipul ăsta vedem maimuțele. Ce înseamnă asta? Adică, diferența este dacă vreți să fiți maimuțe sau dacă vreți să fiți antreprenori. Care este diferența asta între maimuțe și antreprenori? Diferența principală este că maimuțele nu cunoaște, maimuța nu cunoaște valoarea de la orice. Adică nu cunoaște valoarea despre ceea ce plătește, nu cunoaște valoare la ceea ce achiziționează și toate astea. Un antreprenor adevărat știe bine valoarea despre toate. Știe bine valoarea despre oricum. Știe bine valoarea despre lucrurile, știe bine valoarea despre un business, despre un asset, despre un liability, despre oameni, știe bine valoarea oamenilor și așa mai departe. Acum, a fost făcut un experiment. Și între timp vă reamintesc noulpatron.ro pe 27 octombrie la ora 21, vă las link-ul aici jos. Dar între timp a fost făcut un experiment, ok, în care era un grup de maimuțe în care îi venise dat, ok, dădeau niște banane, ok, și maimuțele s-au obișnuit la banane, ok, și au început să mănânce mereu banane și așa mai departe, na. Cum știm oricum, la maimuțe place bananele, ok? Acum, au făcut un experiment și de data asta au pus în față la maimuțele astea două lucruri. Pe dreapta a fost pus tot bananele și pe stânga a fost pus $100, oricum niște banconote, bani, oricum, ok? Niște banconote. Și ghiciți ce au ales maimuțele? Maimuțele au ales bananele. Între timp suntem aici în față la Burj și toate astea. Că mă întorc acasă. Și maimuțele au ales bananele. De ce asta? Pentru că da, ok, îi plac bananele și toate alea, dar pentru că nu cunoaște valoarea banilor. Ok, maimuțele nu cunosc. Sau în fine, cum se spune gramatică, corectați-mă aici în comentarii. Maimuța nu cunoaște valoarea banilor. Ok. Un antreprenor, da. Pentru că maimuța nu știe că cu $100 poate să-și cumpere un camion de banane, poate. Ok. Așa că aici, de aici, ce trebuie să învățăm? Trebuie să învățăm valoarea lucrurilor și valoarea despre tot. Pentru că business-ul, tot ce este despre antreprenoriat, tot ce este despre business și toate astea, este tot despre valoare. Și dacă eu sunt aici acum la Dubai, sub 40 de grade, cam așa ceva, că bine, eu am fost la mall, dar am casa acolo, chiar în față la mall, la 10 minute în picioare, să vedem dacă ajung până acasă sau mor înainte. Dar aici trebuie să învățăm o chestie foarte importantă despre maimuțele astea. Trebuie să învățăm că oamenii de obicei sunt obișnuiți, poate și voi și tu ești obișnuit să lucrezi la o muncă, să ai un job, să ai un 9-to-5 job, cum se spune și toate astea, și când ți se prezintă în față o oportunitate, un curs, o modalitate ca să înveți un tip de business, ca de exemplu noulpatron.ro, ok, tu în momentul ăla ești obișnuit să ai jobul tău, ești obișnuit să ai bănuții tăi și toate astea, numai că nu știi valoarea despre un curs, despre noulpatron.ro, despre ceea ce spun eu. Încă nu cunoști valoarea, dar încă nu știi că ceea ce spun eu, informațiile care ți-o dau și ceea ce învăț la oameni, poate să-i aducă mult mai mult. Adică, dacă exemplu aici, eu, Don Elvis, fac un curs, să spunem, ok, fac un curs și să zicem este la, nu știu, 2000 de euro, ok, o cifră, să spunem, pentru câteva persoane destul de mare în România, ok, într-adevăr, dar din partea aia,
ce putem alege? Un curs sau un tip de informații care poate să mă aducă zeci de mii de euro sau și sute și sute de mii de euro sau și milioane de euro în facturare, în profit, în bani și ceea ce vrem, în return, ok, în ROI. Dar ăsta nu știu. Pentru că poate mi se pare riscant, mi se pare ceva care nu sunt obișnuit, pentru că eu sunt obișnuit la jobul meu, la 9 to 5 job, sunt obișnuit oricum să fac toate astea cu care mă simt în siguranță. Și aici este problema, siguranță, pentru că nu o să fim niciodată siguri. Dacă noi lucrăm la un, suntem la un job, avem locul nostru de muncă și toate astea, ok? Și dacă oricum compania aia dă faliment, face bankruptcy, ok? Dacă compania dă faliment și după aia noi suntem tot cu curul pe jos, adică rămânem fără muncă, rămânem fără un job și ăia poate 1000 de euro care luăm pe lună, atunci na, este o situație destul de urâtă, că ne simțeam destul de sigur în situația noastră, că aveam un job, că aveam un contract pe termen lung sau bine cum se cheamă și toate astea. Și acum suntem fără muncă și atunci în cazul ăla poți să te gândești foarte bine că e mult mai riscant ca să ai un job, ca să ai un 9 to 5 job, să stai oricum în siguranța ta, dar tu când nu alegi nimica, e tot o alegere, ok? Așa că dacă vrei să schimbi situația ta, tu trebuie să te duci, cum am arătat și în videoclipul despre zona de confort, cum m-am aruncat din avionul, de la Skydive de la Dubai. Și acolo ne ducem spre zona de confort, adică eu m-am aruncat de pe avion, eu am început un business, am cumpărat cursuri, am cumpărat și cursuri de 10.000 de euro, ok, nu de euro, de dolari, de 10.000 de dolari, am cumpărat și cursuri de 2, 3, 5.000 de dolari, am cumpărat și coaching mult mai scumpe și toate astea. Ăsta de ce? Eu am cheltuit poate ăia 10.000 de euro, dar erau informațiile alea corecte pentru mine, la care pentru mine am obținut oricum un return pe investiție de 10 ori, poate informația aia m-a adus oricum atâta, mai mult de 100.000 de euro de return, ok, numai pentru că am avut informația aia. Și de acum noi suntem oricum în era informațiilor, adică înainte de căderea de ăla, cum se spune, de la Berlin în 1980 și cât era, în fine, nu mi-amintesc, nu ne interesează. Oricum acum, în 2021-2022, cu informatica care este, cu tehnologia care este, cu informațiile care merg așa de repede, cine face cei mai mulți bani este cine are informațiile înainte. Să spunem, America, eu am făcut oricum o grămadă în America, am vândut o grămadă în America și în e-commerce și în vânzări online și consultanță și servicii, media buying, performance marketing și toate alea, și apoi m-am dus în piața acum italiană, ok, în Italia, și am văzut mare diferență între informațiile din Statele Unite din America, informațiile din Italia și informațiile din România. Adică în România, puteți să credeți sau nu, dar suntem cu 10 ani înapoi, dacă comparăm Statele Unite și România, în fapt de informații, nu este un fapt de tehnologie sau asta, dar chiar o treabă de informații, ok? Toată informația despre marketing online, toată informația despre cursuri, despre infobusiness, despre consultanță, despre cum să lansezi un business tău, cum să lansezi o agenție de social media marketing, cum să lansezi un business de e-commerce, de dropshipping, de print on demand, de affiliate marketing, de toate astea. Și România este foarte în spate și ceea ce vreau să fac eu cu experiența de 6 ani care am eu, ok, ia să iau jos masca, că sincer m-am săturat și este foarte cald, cred că sunt vreo 40 de grade acum aici în Dubai, și vreau să fac oricum o reală diferență, adică cum am făcut și eu consultanță i-ticket în Italia, ok, și nu știu dacă videoclipul care iese, a ieșit deja în respect la videoclipul ăsta sau a ieșit mai înainte, în fine, am arătat în videoclipul ăla
care este background-ul meu și în Statele Unite și în Italia și cum am adus oricum consultanță și vânzare de informații IT-cât în Italia și cum am schimbat viața la zeci și sute de persoane. Okay. La cum am ajuns ca să am mii de studenți în Italia care au început să facă o grămadă de bani în Italia și apoi m-am extins și în Europa. Am și clienți din Elveția, am și clienți oricum din Olanda, adică din Nederland, am și clienți din Spania, am și clienți oricum din Tenerife, am clienți oricum de mai multe locuri. Și este foarte, foarte important ca să înțelegem că cu informațiile care sunt, cu băncile care sunt online, cu posibilitatea ca să deschidem un business și o societate oriunde vrem. Eu sunt acum la Dubai și sunt la deschidere de o altă societate iar. Că pentru cine nu știe, bine, dacă mă urmăresc pe Instagram, vedeți, dar eu am oricum 4 SRL-uri în România, două companii limited în Anglia, la Londra, și două companii în Statele Unite. Una la Miami și una în Delaware. Și dar în afară de asta, că nici nu trebuia să vă spun normal. Și ceea ce se întâmplă este oricum că voi puteți să deschideți business-ul vostru de unde vreți, fără diferență, fără nimica, fără dificultate, fără să fie așa de greu, să spunem. De ce? Pentru că toți care sunt online, care fac business online și videoclipe online, normal, ei se complică viața, nu știe nimica despre business și încearcă să vă explice cum să faceți business online, vă explică cum să începeți un business online de online marketing profitabil și toate astea, când persoanele alea ori fac video YouTube fără să știe nimica pe practică, ok, ori dacă nu, e ceea ce fac în realitate și așa am văzut și îmi vine să râd pentru că e destul de amuzant, ok? Adică persoanele astea, ok, ceea ce face numai copy-paste. Numai atâta ce face este să facă un copy-paste de la orice, ok? Am văzut persoane care face copy-paste la strategii. Deci, știu, ia să uită. It's very hot outside. Ia că am ajuns înăuntru. Ia să vezi. Ok. Oh, ce bine. Rece. În sfârșit, temperatura răcoritoare. Am ajuns acum. În fine. Vorbeam oricum despre chestia asta și despre cum trebuie să găsiți informații de calitate. Nu puteți să vă bazați la numai niște puști care n-au avut niciodată de a face cu afaceri. N-au făcut niciodată antreprenoriat, nu sunt deloc antreprenori și din punctul ăsta de vedere, de exemplu, cum eu am făcut și consultanța IT-cât pe bază la dropshipping, la e-commerce și vânzări online de produse fizice, e liber liftul. Cum am făcut eu consultanță, mentorat, cursuri și toate astea la persoane oricum din Italia, referitor la e-commerce, la dropshipping și toate astea, eu am făcut oricum un program de consultanță la început pe baza asta, pentru că eu sunt expert despre ceea ce fac, eu sunt expert despre ceea ce vorbesc, pentru că am făcut dropshipping, am vândut foarte mult, am făcut foarte mult, am facturat mult, am făcut profit și atunci de aia pot să explic, pot să învăț pe alte persoane. Ok? Dacă eu n-am nicio experiență, dacă eu n-am făcut niciodată consultanță la alte persoane, dacă eu n-am ajutat nicio companie niciodată să-și deschidă business-ul, ok, eu cum pot oricum să spun că sunt expert? Eu nu pot.